Deci eu Wow, sunt pentru prima oară blestemat. crewmate, nebun. Sunt Wow! blestemat. Wow, prima oară crewmate! Sunt blestemat. Nu mai suport. Deci toată sesiunea asta odată nu pic. Nu e sesiunea mea, efectiv. E full, full, full. Full, full, full security guard. Full. Prima oară crewmate, nu știu, habar n-am cine a fost, bă, dar chiar... Aaa, ce păcat, ce păcat, vai de mine, ce rău îmi pare. Sunt blestemat, sunt blestemat. Te-ai dus, Monty? Deci femeia a dat clip pe mine, deci fiți antenă. Deci fiți antenă, femeia a vrut să mă, nu știu, a crezut că sunt impostor, a crezut că nu știu, că sunt ceva. S-a sinucis, s-a sinucis Adri. Tot ce știu eu, Gani, da. E că tu plecasei de mult de acolo până te-ai întors. Opa. Păi am văzut că a murit și am văzut efectiv pe ecran la margine cum a murit și pe aceea m-am întors. Like. Bă, like, eu vreau să Rodby, ultima masă. Vrei să aducem un mec? Ce vrei să-ți facem? Bă, eu îmi doresc. Dacă e gester. Bă, poți să am o ultimă dorință. Ta gen, o ultimă dorință toată în viața asta. Poți să zic. Vreau să-l dați afară pe Ganicus. Asta e ultima dorință. Ultima dorință. Băi, ultima dorință. Ultima dorință. Vă rog eu frumos. Ultima dorință. Ultima dorință. Ultima dorință. E ultima dorință. Dacă mă omoreți, să moare eu. Ultima. Scot acum pectoralii pe live și... Robi! Mamă! Ultima dorință plită. Bă, încă trăiesc. Să știți. E afecat time, băieți, e afecat, nu mai vă fac nimic. Sper să muriți. Cred că nu era Adi. Cred că nu era. Păi nu, am zis ultima dorință. Am ales ultima dorință, nu? Payback, domnule, payback. Ia mă, ce vreau la ea să-i văd. Payback. Pentru toate clipurile. Care... Ce-ai făcut, Antonia? De gumă? Ce bine pare că ai murit pink. Antonia? Salut. Băieții! Băieții, ce... o scurtă întrebare. Ce face ăsta, Sir? Sir? Siru? Ia o întrebare. Ești mort. Ce se întâmplă cu... De ce Dragoș apare cu roșu? Deci fii atent că sunt spy, sunt spy și am văzut cum a făcut pe el. Bro, stați așa o secundă, nu votați, stați. Amice, Seru, ți-l bagi în cur. Deci eram cu Antonia și Cozaie la Medbay. Eu sunt spy și ea a crezut că facem double kill și n-am făcut double kill. Și efectiv a făcut kill, dar eu n-am făcut. Sunt doar doi impostori, Antonia, nu sunt trei. Și al treilea e spy. Și al treilea, practic, spionul din viață. Adio. Mamă, treia șorul a făcut acum. Deci nu mai pot. La revedere, la revedere. Voi trebuie să-i dau report pentru... Deci azi m-a strolat în ultimul hal. Antonia, vezi? De asta e bine să n-ai încredere în nimeni. Bă, dar chiar o fi fost Gani, ia să vedem. De singurul meu prieten de astăzi. Bă, ce la ser? Singurul meu prieten de astăzi a fost Sebi. Singurul meu prieten. Mulțumesc, sunt un băiat de repă. Când moare cineva, o să-ți apară ceva pe ecran, gen. Tu știi când moare un da, o să știi. Ești cel mai tare, amice. Poți să folosești asta avantajul tău. Afară. Vede capul tău. Nu. Afară. Bun. Ok. Ultimul task. E bine, începe să cânte. E bine, e bine. Bun. Cine dă clutch acum când ai impostoria oare? Ultima mea dorință a fost Fanny. Bă, trebuia să-i trolesc eu. Cât m-au trolat pe mine, a venit ziua judecății, ai simțit? Trepărul real, Asteca trepărul. Da, știam.
Eu pot să spun că am aflat în premieră. Acum, haideți să vă zic un lucru în avantajul meu. Nu e pateu. Păi da, acum s-a făcut kill-ul, el a dat report instant, la nicio secundă. Fix lângă mine a murit, aia e chestia. Păi și cum a murit lângă tine? Păi și cineva? Mă lăsă, mă, să-ți explic. Deci, fix acum am intrat în admin, pe lângă, gen, Luca a ieșit, gen, fix acum a ieșit Luca pe lângă admin, da. Și, gen, a fost să zic Andrei înaintea mea. Cred că i-a dat, nu știu cine i-a dat exact. Ei, din ăla, da. Cine era lângă noi era Asteca, nu? Sigur că avem vampir? Da, eu eram. Nu, deci Asteca, Mircica și cu mine suntem băieți cu mine. De ce? S-ar putea să, dacă era lângă tine, poate să fi fost șerif sau tif. Să dea pe, da. Tu nu ești cu mine deloc, legumă. Da. Bă, nu știu, voi acolo în colțul vostru, dar este foarte ciudat cum Pateu l-a găsit instant la secundă. Eu trebuie să vadă și impostul. Hai să facem speedrun, să-l dăm pe Pateu afară. Bă, eu cred că i-a făcut foamea pe Pateu și a mâncat cu Pateu. Și eu zic Pateu. Mi-a dat aici. Că nu e Pateu, e Zăză Andrei. Nu mai. Deci îmi scrie mie aici că eu sunt din ăsta detectiv, îmi scrie mie aici că killerul e o culoare mai deschisă. Îmi spune mie aici, gen, în chestia atunci asta. Atunci e Dragoș. O culoare deschisă înseamnă că e Asteca. Ca pe Antoni afară. Asteca nu e, Asteca nu e. Păi și Zăză Andrei e culoare mai deschisă așa. Andrei poate să fie pentru că el a trecut fix atunci pe lângă ea. Eu zic că e Pateu, eu n-am trecut pe lângă. De ce? Hai să vedem. Dar e foarte ciudat. Dacă nu e Zăză Andrei, e Pateu și invers. Am rămas cu culoare deschisă să mă bat tot mamă. Culoare deschisă. Adică nu... Culoarea. Adică nu el, mă, aia voia să zic. Iar au trebuit pe harta asta, știm să facem task-urile, așa că hai să-i dăm. GG, băieți, ați rolat iar, ați rolat. GG. Ce boți sunteți, De ce n-ați rolat? Portocalele mele, mamă, stai că eu mâncam portocale. Ia, bă, îmi pică cele mai proaste roluri. Bă, nimic, fan, nimic. Nimic. Unde să pun o cameră? Ia atâta să fac și-o pun o cameră. Te instalează aici camera. Mă duc la weapons, dacă mă moară cineva, îl înjur. Mă, ce a fost mâncat dumneavoastră? Ce? A, l-a mâncat vulturul. S-a mâncat. Dacă s-a mâncat și ea a dat report, probabil el era bait sau ceva. Nu, de fapt. Stai, ce? Ok, so, dacă corpul e mâncat și ea a dat report, înseamnă că ea a făcut kill-ul și ăla era bait. Și de asta ea a dat report la un corp care nu există. După câte secunde de report ai tu? Mamă, Pinca, și tu ai dat la un moment dat, când ai fost impostor, ai dat un report după ce mâncasem. Și eu mâncasem corpul ăla și nu știam cum ai dat. Ai de sus, de neapărat. Da, deci Knuckle e rip. Săraca, n-a apucat. Un short în plus. Mamă, Pink cu 1 milion IQ. Un short puternic a făcut Knuckle. Da, Nu, deci altul a mâncat corpul, dar ăla care a murit era bait. Și de asta n-a că l-a dat report pe un corp care nu există. Băieți, eu nu pot vota mâncat vaș gura, că s-a descărcat mouse-ul și n-am cu ce să vă dă. Să-l votăm pe Berșa Ronda Victoare. Cine a mâncat corpul? Stăm pe spate. Băi, îți dați like la short-ul. Băi, da, eu știu că dacă e bait, se dă autoreport la persoana care l-a omorât. Da, după 5 secunde. Așa. Între 3 și 5 secunde. Și înseamnă că vulturul era cu un impostor și imediat a mâncat corpul și apoi Knuckle i-a dat report. Că ăla era bine. Firea naibii de vultur. Bun short. Mi-a stricat tot jocul. Vulturul. Cine era? Nu știu. Ești gata, ești moarte. Treziu. Vulturul. A luat-o pari, păi ești nebun. Nu e pomut, mă. Nu mi-am mâncat portocala. Eu sunt trist. Chiar voiam portocala aia. Să pleacă de mine. Lasă-mă în pace, Doamne. Fereastră Dumnezeu. Cu Dumnezeu al tău. Care a intrat după mine?
Am fugit. Ai, bă, odată, mai bine steroid, bun. Gata, lasă-mă. Unde să mai... Mamă, Alexa, lasă-mă în pace. Hai să-i sigilăm niște venturi. Sigilim aici un vent, să nu mai știe de venturi. Ping, ia să vedem. Sunt în viață, băieții. În viață, mă, n-au treabă. Opa! E ciudată treaba, s-a întâmplat ceva. Cu s-a, s-a mai mâncat un corp. Nu s-a mâncat niciun corp. Ba da, Luca. Eu i-am văzut animația. Și Cozaie, bro. I-am văzut animația lui. Nu, păi Cozaie nu era mort. Era mort. Aia a fost victima lui Knuckle. Da. Păi cum adică să fie doi? Bă, Pink! Nu, eu un singur vultur. Nu mă, dar ăla de mâncă, amici, încă e în viață, nu? Ah, ok, deci nu era Knuckle vulturul. Păi nu, ea era... Altcineva l-a mâncat. Trebuie să... Cine a trecut pe lângă Luca ultimele, gen ultima dată? Luca era mort în laborator. Mai eram eu legumă acolo. În laborator? A, sălbaticul că a trecut pe aici. De unde știi ce? Eu sunt un admin. De unde? Păi da, fii atent, ascultă-mă. Cine crezi că a ieșit din decontaminare? Acum, în perioada asta. Sălbaticul a ieșit din decontaminare. Când eram eu la Odin. Nu din decontaminare. Noi am ieșit prin vent. Da, perioada asta. Și eu eram la admin table. Păi da, la admin table te-am văzut acolo. Și cum ai ajuns? Era la admin table de 10 secunde. Intrai pe sus. Nu, chiar 10 secunde. Eu eram în partea de sus, nu te-am văzut deloc în partea de gen pe una. Era să zic, sălbatic, cum pare. Era invizibil, bro, era invizibil. Erau mulți. Vedeam acolo chestia aia, sălbaticul n-a venit din partea dreaptă. Ping nu poate să fie, ascultați, ascultați. Ping nu poate să fie că ne-a spus cine e impostorul. Ne-a dat... Aș veni lângă tine. Mă rog, taci un pic. Eu am impresia că e sălbatic. Da, da, like. Da, mă, sălbatic, like. Skip. Bă, oameni buni, veniți prin like, mă trebuie pe lângă like. Eu mă duc să-i la administrezi, la administrezi. Like pentru sălbaticul. Toată lumea like. Și gata. Rodby, care sunt sigur că e... Am câștigat, gata, fii aici. Nu pot să cred că l-a scăzut pe Rodby, l-a scăzut pe Rodby. Da, tocmai l-a scăzut pe Rodby. Și ăsta era Jester? GG, l-a scăzut pe Rodby? Rodby, 1000 IQ. V-am zis, l-a scăzut pe Rodby? V-am pupat, gata. Atât de inteligent încât veni. Bun, hai. Ce pe chiar vulturul, cra. Da, mă, da. Te iubesc, ia. Viața mea. Ce rol ai? Uite, mă. Ce se întâmplă, mă, frate? Ce se întâmplă, doctore? Nu. Am mâncat. Am dat să strâng cuica fotul că. Bro, voiam să dau report la corp și la băgar, bi l-am mutat direct. Du-te, bă. Oh, Doamne, am mâncat. L-am bine, bă, pare că n-a vrut să fie prieten cu mine. L-am mâncat pe Gani cu Gani. A făcut Rodby. N-am murit doar Gani. Bă, bro, ce fun. N-ai mâncat Rodby. Să știi că are o parte de grăsime așa Gani cu așa un pic grăsuț. Da, la eu pe frumos. Bă, eu sunt, bă, nu sunt impostor. Eu nu sunt impostor. Să nu mai mănânce corpul, să-mi dați seama care sunt. Deci le-a cât te câștigă. Păi eu... Păi, trebuie să mănânce 5 corpuri ca să... Am de mâncat mult. Nu are șanse, bă, oricum, e greu. Că voi, am fost și eu vultur și voi îi dați afară instant. Dar în teorie să știți că ne îngreunează cu vulturul. Adică nu zic să-l dăm afară, dar vă zic doar. Bă, păi eu ar trebui să fie dat afară. M-a dat afară. Bă, clipul meu. Primul. Ai liniștit, Rodby, că nu te-a dat afară, ce-i? Am murit. La următoarea ești... Dar e egal, mă, nu e egal ce e. Egal, mă. Aveam 50 secunde. Impostorii face skill-ul, că vă bate joc. Ah, sunt vulturi. Cra. Cra. Hai să mănânci.
Vin să mănânc. Pateu. Hra. Mor de foame, vulturi, sunteți nebun cu voi. Mor copiii de foame. S-a făcut 2 kill-uri. Ce aveți, mă? Care, mă? Bă, dar a băgat rozi. A băgat rozi. Hapsân, mere, hapsân. Și în aurul a murit și n-a. Hapsân, mă, bă, dar aveți ceva cu... Pate era fix lângă cadavru. Pate era fix lângă cadavru. Pateu. Pate era fix lângă cadavru. Nu, eram fix la buton, dacă vrei să știi. Pentru că sunt un caracter. Dacă vrei să știi, doar dacă vrei. 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 Bă, impostorii. Adri, pentru că am văzut când a dat vent. Nu, mă, Adri, de treabă. Da, auziți, no. dacă te iei de Adri, e nasol. Ce v-am zis? Eu zic să-l dați afară. Chiar ia, hai să-l dăm afară pe... Bine, pe rog meu. Sacrificăm pe rog meu, chiar dacă e vultur. Bă, degeaba mă, rămâne mob. Dar de ce nu dăm afară pe Pateu? Nu mă dați afară pe mine. Impostorii nu mă votați pe mine. Eu sunt vulturul vostru. Bro, Luca e safe. Luca e safe și a dat skin. Nu e safe nici Luca. Dați skip impostorii, că suntem împreună. Bă, Pateu, vrei să mă asculti? Nu e Pateu. Stai că vezi. Vrei să mă asculti? Zi, mă, Bercea, lasă-l pe amicul. Zi, amici. Pe Luca l-am văzut când a făcut kill-ul și Adri era acolo. Eu l-am văzut cum a dat scan. Era shapeshifter. Bă, l-am văzut cu ochii mei pe Luca, ești nebun cu ochii mei. Luca și-a dat scan. Unde e ăla? Eu vă dau un pont. Dați skip. Adri e jester, în caz că nu v-ați prins. Eu nu mai zic nimic. Este Adri și cu Luca, Adri și cu Luca. Adri e jester. Da, dă skip. Nu e jester, nu e jester. Luca și-a dat scan cu mine. Ascultați-mă, ascultați-mă că nu ești. Ascultați-mă și veți afla, votați-mă și veți afla. Ați dat vulturul jos. Cine a zis, mă, că sunt eu să dă scan? Pe unde era și mănâncă oameni? Tu ești, care ai zis tu ești. Skin cu mine, nu e adevărat. Deci... Bă, Luca, lângă mine. A dat vulturul afară. Sunt trist, bă, puteam să mănânc și niște oameni. Aia e. Adrie șerif, o dat afară de nebuni. Doamne, bă, și impostorii m-au votat. Sunt nebuni? Alexa. Păi era bine să fiu. Luca. Kill-uri, 2 kill-uri s-au făcut. Bă, ascultați-mă. Unde e Luca. Bro, eu am fost nu cu Dragoș. Luca și-a dat skin cu mine. Berge, ascultă-mă un pic. Poate să fie Morphling care se transformă în mine. Eu n-am înțeles unde mai văzut tu runda trecută. Dar nu cred că e... E de la Dragoș, nu? Eu am fost cu Dragoș în lab când ne-am dat skin. Poate să fie și Pateu. Nu-i Pateu. Sunt serios. Atunci e Luca. Băi, ascultați-mă. Eu am fost cu Dragoș și de ce nu vreau să fie Luca. Am fost în dreapta. Dacă nu e Luca, Dragoș, puteți să mă dați afară. Nu, dăm pe Alexa. Ascultă-mă, n-are rost. Păi, cine a spus vot și-a dat skin? Au fost 2 kill-uri, trebuie dat cineva afară. Cineva a dat pentru Pateu meciul trecut. Cine a zis de Pateu meciul trecut? Bercea. Păi și-a dat skin pe mine când am fost cu Dragoș. E Luca sau Pateu? E Luca sau Pateu? Nu, e Bercea direct. Bravo, Luca, Doamne ajută. Unul dintre ele e Luca și unul e Alexa, ca să știți. Nu, Alexa, nu e. Și-a dat skin. Da. De unde și până unde tu dai skin cu Luca? Îmi place mie de Luca. Bun, a murit și vulturul iar. Aia să-i scriu, dacă dai vulturul afară. Ce să-ți fac? Na. Ai vrut un vultur afară? Mai mâncam un cur, mai făceam ceva. Ajutam. Aie. Dai vulturul afară. Nu mai ești cu vulturul. Ce o să fac, mă, Alexa? Sper ce e Jester. Iar pierdem la Jester? Na, vedem. Știu cine. Ce s-a întâmplat? Cine e? Ia zi. Cine e? E Dragoș, nu? Mamă, ce vezi, e periculos.
Ori votăm, votăm pe cineva acum și după următorul Doamne. Doamne, eu am încredere în Dragoș. Din ce cauză? Pentru că Dragoș nu era cu noi, noi eram toți trei, eu tu patru de fapt eram. Ce Dragoș? Eram și eu cu voi, eram și eu cu voi. Poziție m-a spus, Doamne. Am fost Alexa, ce task-uri ai făcut tu runda asta? Runda asta n-am făcut niciun task, pentru că ce să vezi, am terminat. Runda trecută, ce task-uri ai făcut? Runda trecută am avut ăla în office în care trebuia să-mi torci cardul, am avut la oxigen să bag sticluțele. Da, what do you mean? Aveam decât swap cardul, nu aveam și pe ăla să-l întorc. Aha. Și? Gen, like am două task-uri, gen, cum se numesc alea? Sunt unul în gardă. Comune. Dragoș, zi tu. Da, doar că... Ești am luat pe Luca și l-ați dat afară. Labirintul mi-a făcut hărți în dreapta, l-am făcut. Am făcut cheia la început și... Eu te dau afară pentru asta, băi, cozaie, că l-ai dat afară pe Luca. Și Luca și-a dat schel lângă mine. Hai, lasă cu vrăjelile astea. Dar swipe-ul nu mai trola. Ce-am avut? Gen swipe cardul. Nu, n-am avut swipe cardul, am avut ăla să întorc cardul. Cozaie, tu ce task-uri ai făcut? Eu le-am terminat pe toate. Ce ești impostor și mi l-ai dat pe Luca afară. Nu sunt impostor. Eu acum sunt de partea Alexei, da? Ia lăsați-mi pe pace. Fire, nu mai știu. Și acum ce task-uri ai făcut ultima rundă? Ultima rundă eu? Da. Mă, Pateu, vorbești mult și prost. Nu e, e Alexa, dați, eu dau vot pe Alexa. Nu e Alexa, prost de partea ei. E Cozaie. Ok, deci Pateu nu e, Dragoș nu e. Da, l-am votat. Pe Cozaie l-am votat. Și acum îl dăm afară pe Cozaie. De unde? Că eu l-am votat pe Pateu, eu vi l-am dat afară. A, da? Bă, știu deja cum se termină meciul ăsta, dar Dragoș ești ultimul prost. Dragoș, să știi că, dacă, de exemplu, Dragoș... Știți că e Luca, bă!